Dragi prieteni, bun găsit! Lentila de contact, Radio Classic, Des Report, pilula săptămânii. Vorbim astăzi despre perioada foarte tulbure de la intrarea armatei rusești sovietice în București, Crasni Armia, cum îi spunea, și până spre 1947-48, până la abdicarea regelui. S-au întâmplat tot felul de lucruri curioase despre care am și scris o carte, Zvonuri despre sfârșitul lumii, care va apărea la editura Corint în luna mai, și vă oferi noastră în avantpremieră un scurt fragment. Acesta este spaltul, poate n-ați văzut niciodată, pe care orice editură îl trimite autorului pentru corectură. Mie mi-a sosit chiar astăzi, deci este foarte proaspăt. Miroase a cerneluri, a hârtie, a tot ce vreți noastră, a tipografie. În septembrie 1944, Victor Eftimiu a fost numit director al Teatrului Național. Îl înlocuia astfel pe Liviu Rebreanu, mort la 1 septembrie. Trebuie să spunem că împrejurările morții lui suscită și astăzi multe discuții. Nu e foarte clar dacă s-a sinucis, a fost ucis sau a murit pur și simplu pentru că i-a venit timpul. Cu această numire, bătălia pentru posturile grase de prestigiu pentru răvnitele sinecuri din lumea culturală s-a deschis. Erau atâtea posturi libere, regimul Antonescu căzuse și toate fotoliile se liberaseră dintr-o dată. Participau la această conferință Mihail Sadoveanu, Nedecocea, Victor Eftimiu, eroul nostru de azi, Mihail Ralea, George Călinescu, Alexandru Rosetti și câți alții. Toți se băteau grozav în acest viespar care era Bucureștiul și unde toate posturile de director, director general în ministere, în teatre, în edituri, rector și decan de facultăți, erau liberă. Era clar că niciun om din regimul Antonescu nu va supraviețui în cariera lui. Unii acceptaseră funcții în regimul Antonescu, alții le refuzaseră. Această a doua categorie putea să spună, acum e rândul nostru, sculați-vă voi să ne așezăm noi. Cam aceiași mereu, aceste nume pe care le-am spus, totdeauna erau pe un fotoliu, pe toate listele. Era și o schimbare de paradigmă, intram în altă epocă. Destui doreau să joace în continuare roluri importante. Ce dacă s-a schimbat regimul? Erau supraviețuitori de vocație. Orice conjunctură îi proiecta la vârf, îi ținea în centrul atenției. Victor Eftimiu avea o lungă carieră de la debutul său în teatru cu Înșirte Mărgărite în vremea Primului Război Mondial. Și acum vrea să-și continue această carieră. Avea și șanse pentru că fusese la Târgu Jiu, deci era persecutat de Antonescu în lagărul de la Târgu Jiu, ca și alții. Și Zaharia Stancu și Ralea și făcuseră rost de câte un scurt mandat la Târgu Jiu pentru ca să scrie frumos în CV și să aibă pretenții la joburi importante. Serviciul de siguranță îl semnalează pe Victor Eftimiu într-un raport ca făcând parte din două loși masonice, Prometeu și Meșterul Manole, pe care o și conduce din 1940. Acela serviciu secret menționează că avea venituri mari. Dar explicația era simplă, nu era vreun fapt de corupție sau... Piesele sale, adesea bulevardiere, teatru ieftin, se jucau pe multe scene. Publica frecvent articole în presă, unde asuma uneori roluri de conducere, mă refer la ziarele în care scria. Locuia într-un apartament luxos, lângă Cismigiu. Trebuie să vă spun că azi pe acest bloc este strada Marcovici, care dă chiar în Cismigiu, este o placă, amintind că acolo a locuit Victor Eftimiu. Era înscris în PNC, Partidul Național Țărănesc. Numirea sa la direcția Teatrului Național a fost salutată de presă. Ziarele Dreptatea, România Liberă, Momentul, Fapta și altele au scris pozitiv despre eveniment. Eftimiu era aureolat de două stagii petrecute în lagărul de la Târgu Jiu, unde și-a trecut timpul jucând lungi partide de poker. Era mare cartofor. Adică cartofor nu este o jignire, vine de la cărți, că juca cărți.
A avut grijă să nu treacă neobservat cât a stat la Târgu Jiu. Pedigriul lui era exact ce trebuia după 23 august 1944, de-aia s-a și dus până acolo, să știți. În alt raport al Poliției de Siguranță scrie că era agent inteligent service, ceea ce nu e exclus să facă pe spionul, că era o ființă fabulatorie. În 1945 milita, îl avem iar în rapoartele siguranței, pentru refacerea lojilor masonice, unde el juca un rol important. Mandatul său la Direcția Teatrului Național nu a fost un succes, trebuie să o spunem. Poate și pentru că Teatrul Național fusese bombardat imediat după 23 august de Luftwaffe, iar clădirea veche din 1854, deci avea 90 de ani, plasată pe Calea Victoriei, a fost scoasă din uz. De atunci se juca în sala de festivități a Teatrului a Liceului Sfântul Sava și în sala din Piața Amzei, dar mai ales în turnee prelungite prin provincie. În aceste circumstanțe, situația financiară n-avea cum să fie bună. Eftimiu a cerut public ca veniturile teatrului să fie procurate din sumele încasate de tripouri și cazinouri. N-avea o idee proastă, adică dacă îți place să joci bacara și asta, o parte din bani să-i vergi la teatru. Frumos, mi-a plăcut. Și a numit soția, actrița Agespina Macri, societară pe viață. Știți că Teatrul Național avea o instituție care se numea să fie societarea Teatrului Național, care erau din care făceau parte vechi actori ai Teatrului Național. El a pus-o și pe soția lui societară, că stătea bine, era și un venit în plus. Ca astăzi, cu veniturile de la Uniunea de Creație, de la Academie, etc., etc., în care anumite persoane sunt numite ghilimele societar, nu mai există, dar funcția ei există și încasează venituri la pensia pe care deja o au. Să știți că în toate epocile fuga asta după privilegii este un dat. Nu scăpăm de această meteahnă, să spun așa, cu un cuvânt vechi. În repertoriu găsim mai multe din piesele sale, deci el se juca propriile lui piese la Teatrul Național și cu Agespina Macri, ceea ce a stârnit nemulțumiri printre actori, mai ales printre dramaturgi care și ar fi dorit să fie jucați la Teatrul Național, dar găseau locul ocupat de piesele lui Eftimiu. Nu e de mirare că a fost atacat în presă pentru malversațiuni. A fost înlocuit cu Nicolae Carandino, care avea sprijinul PNC. Să vă amintesc că și Eftimiu era membru PNC. Victor Eftimiu l-a atacat de asemenea pe Carandino în presă pe motiv că fusese omul lui Pamfil Șeicaru, deja declarat criminal de război și transfug, adică fugit în țară, pentru că a colaborat cu regimul Antonescu. Chiar dacă și Carandino fusese de asemenea internat în lagărul de la Târgu Jiu. Să vă amintesc că și Eftimiu făcuse două stagii la Târgu Jiu, în lagăr, unde jucase zi de zi, până dimineață, cărți. Pasiune. Și l-am vinovățit că a participat la inaugurarea Teatrului Național din Odessa, oraș ocupat de trupele germano-române. Ceea ce era, vă dați seama, în momentul căderii regimului Antonescu, un păcat foarte mare. Carandino avea și el păcatele lui însă. Victor Eftimiu, numai puțin, supărat că a fost scos de la Teatrul Național, a demisionat din PNC la 11 iulie 1945. Cam așa erau jocurile politice sau pretențiile de sinecur pe care toate aceste personaje le aveau de la viață. Numai bine, săptămâna viitoare! Radio Clasic. Un radio în culori.